La sfârșitul săptămânii trecute, mai exact pe data de 8 noiembrie, prin dispoziția șefului Inspectoratului General al Poliției Române, comisarul șef de poliție Marian Popescu a fost împuternicit în funcția de adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. Rămân același om, rămân același Popescu, care îl cunoașteți de atâția ani de zile și cu care ați colaborat și veți colabora în continuare pe liniile la care ne interesează. Nu mă va schimba nici noua funcție, nu vă va schimba nimic, același om voi rămâne, pentru că așa e normal, să rămâi om, să discuți cu oamenii, să te comporți civilizat cu oamenii, să asculți oamenii, să înveți de la oameni, să tragi concluzii de la oameni. Numai așa poți să-ți realizezi ceva în viață. La șefia biroului Poliției Rutiere, începând de astăzi, prin dispoziția inspectorului șef Vasile Tache, astăzi a fost desemnat comisarul șef Cătălin Bonteanu, care până acum era șef al biroului rutier Drumuri Naționale și Europene. Prin dispoziția domnului inspector șef, astăzi a fost desemnat la comanda serviciului Poliției Rutiere domnul comisar șef Bonteanu, pe care îl cunoașteți. E șeful biroului Drumuri Naționale, care va gira funcția de șef de serviciu. Proaspăt instalat în această funcție, comisarul șef Popescu spune că noua funcție este o provocare pentru el și promite că va susține eforturile susținute ale colegilor din poliție și va lupta împotriva infracționalității alături de ceilalți polițiști. Este o provocare, e o onoare pentru mine, noua funcție. De ce spun că e o provocare? Dacă până la momentul respectiv răspundeam numai de un serviciu și aveam o strictă moto, un singur serviciu, acum am mai multe servicii în subordine. Probleme deosebite n-ar trebui să fie din niciun punct de vedere. Sper să fac o treabă bună. Comisarul șef Marian Popescu este născut la 18 octombrie 1963 în comuna Poiana Lacului, județul Argeș. Este căsătorit și are un copil. Este absolvent al Academiei Militare de Educație Fizică și Sport din București și al cursului postuniversitar Specializarea Management din cadrul Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului Afacerilor Interne. Din anul 1985 este încadrat în structurile Poliției Române, iar aproximativ 24 de ani din cariera de polițist și a dedicat Poliției Rutiere, unde a ocupat funcții de execuție și comandă. Din 2004 și până în prezent a fost șeful serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Giurgiu.